Să spunem Harry Halbach, ei mai sunt capabili să te urmeze, să te priceapă? Harry este o excepție. E singurul așa și după altul foarte mare în Franța e Patrick Sersanovici. El, într-adevăr, da. Poate adică să ăștia doi plus, mai este unul în Sydney, care e Richard Toop, și mai este un alt englez fenomenal, Bob Gilmore. Adică sunt oameni care sunt fani de mine, știi, în mod sincer, adică m-au urmărit toată viața și au scris articole mari de tot. Acum am scris un articol de 42 de pagini în New York, m-a publicat acum, cu Brain and Sound Resonance, unde arăt toate fenomenele astea de autogenerativitate a funcțiilor, știi, care creează niște armonii total noi și care sunt, contrazic toată istoria muzicii, știi? Foarte interesant. Deci, ca să terminăm cu partea asta, au fost două perioade până acum? Nu neapărat. Nu știu a fost o creștere organică? Nu știu câte perioade a fost. Că eu în același timp când am început sonatele astea de pian și concertul de pian, am continuat și cu partea aia foarte drastică și dură al spectralului pur, cu cele două derniere coartete, adică am făcut coartetul la mare al patrulea cu 9 coartete, ăla care e pe discul roșu de la RZ, care ai făcut, deci, din 7 zile. Nu le-am văzut, nu le știu. Tu nu știi, sunt 8 coartete care creează o viola da gamba imensă, care are 128 de corzi acordate diferit. Deci un spectru imens. Iar coartetul din mijloc, live, se plimbă de 89 de ori prin 27 de spectre, ca în 27 de sisteme solare. Și acordează pentru prima oară în istoria muzicii, muzica strict la durata ei. Adică dacă o muzică durează 13 secunde, ea trebuie să fie într-un re triesis, că două, un herț, armonicul e al 13, e de 13 ori mai repede decât o muzică de 13 secunde. Deci armonicul 13 este două, un herț. Este singurul nostru reper. Și așa am acordat tot ce face quartetul central în toate, în 27 de spectre diferite. Nefăcând figurativ, nefăcând melodii, neavând armonii, nimic. Neavând polifonii, nimic. În sensul numai fenomenologie, nu, nimic. Deci, astea sunt muzici foarte abstracte. Deci, quartetul al patrulea cu 9 quartete, după aceea quartetul 5 și quartetul 6 sunt lucruri total abstracte. Pe când, în același timp, am început cu sonatele de pian să fac lucruri cu un pseudo-tematism teribil, cu o pseudo-ritmicitate nebună, știi? Ultra-exacerbarea lui Scriabin, Stravinsky și Prokofiev, dar făcut în mod cosmic, adică tare de tot, și le rupe gura la toți, pentru că e și sonată și nu e sonată, și e și tematică, nu e tematică, e și citat folcloric, dar nu e citat, că este rezonanță naturală, e pe bază de defazaje temporale nemaipomenite, care îți creează rezonanță naturală, deci e exact ca și creierul. Pe disc ai... Pe toate. Pe disc ai lucruri care nu au putut fi cuprinse din punct de vedere spațial, ai lucruri care s-au obscurizat din cauza că mixându-se n-au mai... Da, astea 9 coartete, să zicem că în mod normal ar trebui să fie în Dolby surround-ul ăsta cu 5 plus 1. Ar fi mai bine, dar n-au avut bani să facă asta. Deci la Edcam am făcut totuși o panoramicare destul de mișto. DVD-ul ți se pare mai DVD-ul ți se pare mai... DVD-ul sonor ți se pare mai interesant din punctul de vedere? Se pare că ar fi bine pentru o spațializare rotundă, adică de boldă, știi? Adică ca să ai informații și din stânga, și din dreapta, și din față, și din spate, și de sus, și de jos, ar fi mișto în 5 plus 1. Însă n-au avut ei bani să facă. Înțeleg, da. Eu din micile mele experiențe, întreb asta, mi s-a părut că e o eparpiere foarte gravă, în sensul că nu mai ai punctele astea de vârf ale, deci micile crescendo din viața sunetului sau crescendo-le chiar pe structurile mari, punctele culminante să pierd pentru că sunt puțin tăi așa. Da, în domeniul piese, am piese funcționale de 34 de copii care sunt în cercuri concentrice, sunt 6 grupuri și al șaptelea este steaua mare de copii. Asta dacă o faci la Panteon în Roma cu 340 de copii plantați și 34 de puncte în spațiu, în publicul mare de 3000 de persoane, trebuie să o faci, dacă o faci pe disc, e greu să o faci numai în două microfoane. Iar o întrebare la fel e și dură.
40 de flautiști cu 72 de flaute. Întrebare dură. Când vorbești de niște cifre din astea așa, pe mine mă sperii. Dar tot timpul mi s-a părut, asta e dimensiunea geniului. Dar tine este o secundă. Vreau să-ți mă explic. Să mă explic pentru că vreau să te explici, adică e interesant, nu vreau să mă laud pe mine, ci vreau să te provoc cu niște lucruri de meserie, niște lucruri, adică să deschid niște mici răni care sunt rănile adevărului artistic, adică a mulțumirilor, a marilor fericiri care le avem fiecare dintre noi care ne punem problemele astea și a marilor nefericiri cu care ne ducem probabil în mormânt. Nefericire că nu tot timpul ne ies lor. Deci când vorbești așa 42 de 7, nu știu ce de flauți. Asta am făcut un 300 de copii, înțeleg, eparpiați așa în prăștiat, deci, greu de dirijat, greu de concentrat, greu de... Care e rezultatul? Adică ai fost mulțumit de rezultatul ăsta? Vreodată sau este o chestie numai imagine, este ceva ideal, deci un gând. De câteva ori, dar nu e niciodată perfect făcut, pentru că e foarte greu. Am avut 40 de flautiți cu 72 de flaute, Requiem pentru Chelsea, unde cântă în 8 grupuri concentrice, într-o biserică. S-a făcut la Metz Festival, în 88, și după s-a făcut pe disc în 92 la Paris, la conservator cu orchestra lui Pierre Yves Acton. Deci aveau 40 de oameni, fiecare avea mai multe flaute și am făcut cu 72 de flaute. Și asta a ieșit foarte bine, e pe disc. Mă bucur de ce îmi spui. Vreau să fiu iarăși dur. Am stat de vorbă cu niște prieteni comuni, care ți-au fost întâi prietenii tăi, instrumentiști, care de câteva ori mi-au spus așa, Domne, e un geniu absolut, Horatiu, este ceva e ceva Ieri fabulos. Nu dau nume pentru că nu știu ce, cum Fernando o să vezi. Grillo. Nu dau nume. Ăsta, Barry Webb. Nu dau nume. Deci, mai departe, lasă-mă să continui. Dar este deci, utopic. Nu este utopic. Nu. M-am simțit, deci e ceva colosal. Am tot timpul simt, când stau de vorbă cu el sau când îmi demonstrează, când arată partiturile, când aud muzica lui, când aud din afară. Dar în momentul în care sunt pe scenă, de pildă, am fost aruncat solist într-un ocean. Nu pot să spun că m-am putut auzi, îmi spune asta, eu pe mine însumi. Nu pot să spun că eu încercând să mă aud pe mine însumi, cam așa ceva, echivalez cu... Nu îi auzeau nici pe ceilalți, că încercam să găsesc proporția în care eu... Întrebarea este, în ce măsură gândirea asta, într-un fel grandioasă, super grandilocventă, are nevoie de asta, nu știu în ce măsură tu te mai consideri român, în orice caz, noi vorbim românești, deci pentru mine România este o chestie modestă, eu am modestie, știu că există o noblețe a modestiei, vezi mănăstirile din Moldova, vezi deci, lucrurile de spirit nobile, de tradiție, dar care nu au grandoare, nu au... Dar totuși treaba asta lipsește, nu sunt românii numai niște pigmei, ei sunt oameni soliți, sunt oameni înalți, sunt oameni... Deci, dimensiunea asta e de luat în seamă. Deci îmi place enorm, mă excită extraordinar gândirea ta fabuloasă, magistrală, miraculoasă, grandioasă, avem nevoie de treaba asta. Dar acum spunem, cum împaci chestia asta, cum împarți... Partea cu capra. Da, cum împarți atomizarea asta a individului căruia în același timp îi soliciți o prezență, o capacitate, chiar Acum muzica e, în sine, deci partitura e... Nu e o regulă pentru fiecare compoziție, adică sunt atât de diferite. Am și piese de solo absolut, piese de violoncel solo, piese de violă solo, piese de contrabas solo, piese de trompete și sopran, unde sunt total singuri. Adică am și piese cu puține lume, sau cu trio, baso sau cu foarte puțin, sau două piane acordate spectral. Deci am tot felul de versiuni. Eu când te-am cunoscut, de când eram colegi, am rămas cu impresia că eram mai modest la vremea aia și așa ca vârstă și ca impulsuri față de tine și te priveam așa ca pe un astru căzut în preajmă, dar am avut și lecția asta, tot timpul erai nemulțumit,
eu nu permiteam să fiu nemulțumit de interpreții mei. Mi se părea că mușcam din fălci. Asta e că tu ai trăit mai mult cu un grup mai mic. Da. Când eu m-am bătut cu interpreți care n-aveam nicio relație. Adică orchestră mare de tot 91 de soliști la Lamento di Gesù, i-am băgat în pizda mea și pe toți că trebuiau să cânte ca un diavol. Erau nemți, erau scundiri. Da, dar și francezi, orchestră național de Franța. Da. Adică am avut și pe orchestră național și la Donau Eschingen cu Baden-Baden. Același Lamento di Gesù. Amândouă versiunile sunt tratate.